Până acum, aceste evaluări naționale se făceau în birourile ministerului pe baza unor rapoarte de autoevaluare a inspectorilor școlari generali și toată lumea primea calificativ foarte bine, pe când realitatea era cu totul alta. Anul acesta, evaluarea se face în teritoriu cu echipe mixte care verifică mai multe componente ale activității unui inspector școlar general, de la asigurarea calității financiare până la managementul educațional. De altfel, așa cum a anunțat și domnul ministru Mircea Dumitru, echipele ministerului vor verifica și sesizările primite referitor la activitatea inspectorilor școlari generali, a declarat Mirabela Amarandei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Gheorghe Lazăr, a declarat că evaluarea ministerului vizează și activitatea directorului Casei Corpului Didactic, Constantin Mărgineanu. Este vorba de un echipă din minister care face evaluarea inspectorilor școlari generali și directorului Casei Corpului Didactic. Fiecare dintre noi ne-am trimis raportul de autoevaluare cu un CD pe care am scanat toate documentele necesare raportului. Comisia din minister a venit cu plicul nostru sigilat, l-a desfăcut în fața noastră și evaluează prin ceea ce a scris. Noi ne solicită documente în original. Și atunci, după ce termină toată această evaluare, acolo unde sunt puncte în plus sau considere că nu sunt documente mai tari și atunci în final constată punctele pe care le obținem și în urma lor obținem calificativul anual pentru anul școlar încheiat. Gheorghe Lazăr consideră că a fiind foarte bună activitatea pe care a desfășurat-o în anul școlar trecut, deși nu a putut găsi rezolvare pentru toate problemele, cum ar fi cea a numărului foarte mic de școli cu autorizație sanitară de funcționare. Eu cred că activitatea pe care am desfășurat-o în acest an școlar este activitate foarte bună. Avem rezultate foarte bune, avem și rezultate proaste în unele domenii. Sunt rezultate care nu sunt condiționate de noi, adică acele autorizare, adică autorizările de funcționare sanitară a școlilor, nu de timp, noi nu mai vizăm care e acest lucru, dar toate sunt considerate ca o problemă noastră. Eu personal, de când sunt inspector general, am recomandat directorilor unităților școlare să scrie, să ceară înscris consiliile locale primarilor fonduri pentru construirea de toalete școală, pentru îmbunătățirea tuturor condițiilor în care școlile să obțină autorizație sanitară de funcționare. Lucrurile s-au mișcat, dar nu peste tot. Mai avem încă, așa cum știți, peste 600 de școli fără autorizație sanitară, dar sperăm că fondurile care vor fi alocate la anul următor vor face ca acest număr să scadă.